Domnul Iisus, mă numesc Daniel, vin din Oltenia și astăzi sunt bucuros și onorat să mă închin împreună cu dumneavoastră. În Oltenia sunt implicat în lucrarea cu romii, atât în lucrarea de evangelizare, cât și lucrarea cu copiii. Sunt peste 100 de copii în locații diferite, în rândul cărora am desfășurat diferite proiecte cu copiii. Mă bucur să văd o comunitate atât de frumoasă aici la Hunedoara, este pentru prima dată când vin în această biserică și vă provoc să vă rugați pentru Oltenia, acolo lucrurile, situația este mult mai aridă. Poezia pe care o recit face referire la vremurile profetice în care trăim în momentul de față și pregătirea pe care trebuie să o avem pentru iminenta venire a Domnului. Daniel în viziune, stând pe țărm la Eufrat, el în cartea lui ne spune ce-a văzut și ce-a visat. A văzut pe nori venind pe stăpânul cel slăvit, ca un fulger strălucind și de îngeri însoțit. Daniel în viziune a vorbit așa de clar despre a lui Iisus venire și cu Nebucadnețar. Urciunea pustiirii așezată în locul sfânt este semnul revenirii a lui Iisus pe pământ. Două vrem și jumătate până la sfârșit va fi, când a lumii răutate pe cei sfinți îi va strivi. Cine-i sfânt să ia aminte, vremea s-a apropiat, a lui Daniel cuvinte la lumii ușă bat, împărații lumii iată, înarmați pentru...